Următorul meu invitat este tot campion. Vineri a ieșit și el învingător, face și el spectacol, dar nu cu vocea, ci cu pumnul și piciorul. Mă rog, el face și la dans, că a câștigat și dansez pentru tine. Moroșanu, despre el este vorba. Și a doborât vineri recordul la cea mai rapidă victorie. A reușit cel mai rapid knockout din carieră. Vedem câteva imagini din meciul care a durat 30 de secunde, apoi îl primim pe campionul Moroșanu în platou. Adică vedem integral momentul, cred. Să vedem însă acest meci. Oh, un pumn și croatul este la podea. Incredibil cum începe acest meci. Este neucit croatul. Primul pumn încasat de la Moroșanu. Spunem, croatul nu are mare experiență pe stand-up, pe lupta în picioare. Este pierdut croatul. Deja este pe colțile ringului Moroșanu. Învingător prin knockout în prima rundă, Cătălin Moroșanu! E tare! Cătălin Moroșanu! Felicitări! Băi, mersi frumos! Felicitări! Mersi frumos! Bă, să știi că nu-mi pare rău că n-am venit la meci. Păi bădeam atâta drum 30 de secunde, nici nu... Deci dacă clipeam sau mă uitam în telefon, nici nu vedeam meciul, băi, Cătălina. Mi-ai promis la fiecare gală că vii. Bă, nici acum n-ai venit, mă. Nu, că vin la aia cu ghiță. Bă, lasă-mă, la aia cu ghiță. Hai că povestim de toate. Dar întâi de toate, felicitări. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, mersi. Te felicit, ești foarte tare, ia un loc aici. Aș fi venit, dar am avut soția în finală la Vocea României și aș fi venit. Da, acum înțeleg. Deci... E o scuză foarte bună, chiar n-am... Aici am jos pălărie, ce pot să spun? Numai ești cu familia, cu soția, mersi. Cu alea... Perfect, mersi. Păi au trecut 30 de secunde, atât a fost meciul. Nu te mă de aici! Atât a fost meciul, stai să... Nu ca să înțelegi și tu cum s-a simțit publicul, adică oamenii au venit la mesă, vadă, băi, bam, bam, Moroșanu, rapid! Da, băi, senzațional, chiar, jos pălăria, chiar, bravo ție. Chiar vreau să-mi cer scuze publicul din Craiova că nu a durat mai mult meciul. Băi, n-am... Dar cum să-ți cer, mă, scuze, e normal, dar n-am, și care a fost chestia? I-am prins una, n-am mai stat la discuție, să stai, să... Bă, trebuia să mai lași și tu, bă, să mă... Mă, îți dai seama că a fost cel mai scump bilet la vreun meci, că calculezi că te-ai dat pe secundă să-l vezi pe Moroșanu. Ce vrei să fac? Asta a fost... Da, i-am dat, aveam și... Eram și emoționat, pentru că eram organizator și am stat în perfuzie la spital ca să... Asta vreau puteam... să le spun celor de acasă, că am citit că o săptămână înainte ai stat exact cum spui tu, pe perfuzie. Da, am stat pe perfuzie în sensul că nu mai eram foarte epuizat din punct de vedere psihic, eram rupt în două, aveam meci, trebuia să intru în pregătire, eu mă gândeam la ce trebuie să fac, organizarea, cu ringul, cu deci, alea. Deci, oameni buni, în cazul în care n-a sesizat, Moroșanu vrea să spună că și bolnav l-a bătut pe ăla. Da, nu. Nu, dar vreau adică să spun dacă că... era sănătos și se simțea bine, în 5 secunde îl termina. Vreau să vă spun că e foarte greu să fii clar. Și să faci și să fii și promotor, să fii și luptător. Da, mă, dar sunt galele cele mai tari. Băi, este a treia sală polivalentă, plină. Vreau să mulțumesc tuturor care au venit la această gală. A treia sală polivalentă plină, audiența a fost foarte bună. Eu cred din punctul meu de vedere că am făcut un lucru foarte frumos cu Dynamite-ul și am reînviat în sfârșit fenomenul. Să știi că da, toată lumea vorbește despre galele. Da, că a durat 5 secunde, că s-a întâmplat aia. Asta e, ce vrei să fac, frate? N-are nicio treabă, se întâmplă chestia asta și la meciurile internaționale. Noi glumim aici, nu ne luăm serios. Da, îți dai seama că mă doare chestia asta. De ce te doare? Vrei să... uite că zic, mamă, că uite că am fost, că a stat până la ora nu știu ca și a dat un pumn și a căzut jos. Cătălin, e performanța la urma urmei, nu? Exact, adică n-am ce face. Eu nu pot să controlez chestia asta, că stă o trei reprize sau stă 5 secunde. Băi, acum, ce ai? Da, adică de asta super zic. Performanță și bravo ție că s-a întâmplat așa. Mulțumesc ceva. Frumos. Mulțumesc. La urma urmei e munca ta de ani de zile și asta se vede acolo. E foarte multă muncă. Am mers pe calea promoției. Vreau să fiu promotor și îmi doresc foarte mult să creez noi eroi care să reprezintă România în continuare, să fie campioni. Asta îmi doresc. Să aibă aceeași energie ca tine. Exact. Dar știi ce vreau să te întreb? Am văzut că s-a simțit destul de rău croatul și tu ai fost impacientat un pic după knockout. M-am panicat, m-am dus la el acolo, du-te la o parte, eu l-am întrebat, băi, ești ok, ești nu știu cum, o cum omul până și-a revenit, a stat, deci era... De asta zic.
Bă, ce să fac? Asta e viața. N-am ce să fac decât să plâng, să plângă mama mea, mai bine să plângă mama lui, știi? Nu, pe bune acum. N-am, pare foarte rău acum. Ce vrei să fac? Astăzi e sportul. Eram foarte emoționat. Nu-mi doream să lungesc meciul. Ori la balul la spital. Ce vrei să fac? Să-ți Moroșanu. Ce vrei să mă stau? Ce vrei să fac? Hai să te mângâi puțin. Deocamdată n-am niciun meci. Nu mai urmează o altă gală? Deci ai făcut polivalenta de la... Următoarea gală va fi, cred, va fi la Cluj, da, luna martie, și îmi doresc foarte mult să fac o gală tot la fel de frumoasă, un adversar de data asta să fie, să se bată trei reprize, să nu mai cadă așa din prima. Și, na, eu... Dar cu Ghiță cum e? Că acum vreau să te întreb, pentru că toți sunt tot felul de comentarii și în toată presa, ba el te provoacă, ba el zice hai că acum e cazul să vii să lupți. Cu toate cred că stau un pic altfel, sau cum e? Băi, Cătăline, felul următor. Eu am zis, bă, Daniel, dacă tu ai ceva personal cu mine, bă, ia-te de mine. Că sunt țăran, că sunt urât, că nu știu să dau croșeu, că nu știu ce. Bă, ia-te de mine personal. Dar nu te lua de promoție, nu te lua de sportiv, nu te lua de arbitri, că tot timpul se ia de chestiile astea. Și nu mi se pare corect. Adică, dar bă, te-a provocat pe tine, că vrea să lupte cu tine și că tu n-ai acceptat Nu e adevărat. Uite, o să fac următoarea poveste. Să știe toată lumea, să mă vadă. În luna mai am făcut o ofertă. Să se lupte. Deci tu ai făcut prima ofertă lui Daniel, da, Ghiță. În luna mai am vrut să fac o ofertă. Foarte și tare. Să ne luptăm la Pro TV pe Dynamite. Mi-a cerut o sumă imensă, o sumă foarte mare și n-am putut să bă, Daniel, n-am să-ți dau ție banii ăștia, pentru că deci tu în mai i-ai întins da. Mânuși, ai zis, uite, vreau să lupt cu tine. Da, vreau să lupt. În gala mea, normal. În gala mea. După ce mare. Mi-a cerut o sumă de bani mare. Mi-a cerut o sumă imensă. Și după asta am făcut gala de la cum am putut cu Freddy Chemaiu. Da. Și când am venit aici am făcut promovarea. Exact. Am avut un succes foarte mare, am făcut o audiență de 7,3 ratingul la televizor. Și de atunci omul gata, s-a luptat în altă gală, în Coloseum, care e o gală unde s-a luptat el acolo și a făcut revenirea și a zis să mă provoace de dată. Mamă, că nu eu sunt cel mai tare și cred că din cauza faptului că a avut succes această promoție și din invidie, hai că uite, acum se lasă Moroșanu și numai 4 ani de zile n-am mai făcut absolut nimic eu. Daniel Ghiță n-a mai făcut nimic, efectiv nu l-a mai văzut nimeni. Și acum, ca să ia de cineva, să-l lua de mine. Hai să-l mă iau de Moroșanu, că să vezi că uite acum o punem. Ceva de genul. Și? Dar e, bun, și acum cum e? El te provoacă în continuare, tu accepti, adică tu vrei să lupți deci, cu el? Deci, prima oară, bă, hai să ne luptăm la Pro TV, hai să ne luptăm în Dynamite, avem cea mai bună echipă. Dar ce să mă lupt eu la tine în promoția ta ca să-ți fac ție promoția? Ce contează unde lupți? Contează... Și am zis că, bă, dacă tu ești samurai și ai spiritul de samurai, Savage Samurai, că așa e porecla la lui. Cum? Păi da, Savage Samurai. Și dacă tu ești samurai ăsta așa de mare, bă, fratele meu, păi te bați pentru mândrie, pentru chestia așa, pentru orgoliu. Contează, nu te mai lupți, că te lupți în stradă, că te lupți în promoția mea, contează, nu. Te lupți cu mine, m-ai provocat. Hai să ne luptăm. Deci tu, practic, accepti, nu? Eu accept cu orice mai. Și tu te bate și gratis cu el doar ca să dovedești? Ieri i-am făcut aseară un comunicat și am spus, băi, Daniel, hai să ne batem în altă promoție, hai în Glory să ne batem. Promoția cea mai mare din lume. Ne batem în Glory. Să nu crezi că nu vreau să mă bag. Mă bag cu tine când vrei. Eu chiar îți spun un singur lucru. Eu mă știu foarte bine. Tu ești bătân, ai 38 de ani, 39. Eu sunt mult mai tânăr ca tine. Sunt mult mai pregătit. Eu am meciuri active. Deci eu clar că te bate numai și ce cu tine. Te bat. Ăsta e adevărul. Fără supărare. Și eu sunt pregătit. Eu știu foarte bine. Băi, când e o chestie de valoare, o spun foarte clar. Eu îl bat pe Daniel Ghiță. Dar am spus, o spun. Stai un pic. Da, și Daniel Ghiță, totuși, eu țin minte că am văzut niște meciuri cu el în trecut, unde a făcut niște meciuri uriașe. Deci, Cătăline, dar faptul că el a renunțat o anumită deci, perioadă. Deci, hai să-ți povestesc. Daniel Ghiță, la ora... Adică mie mi-a plăcut mult când de tot. Era Daniel Ghiță, a făcut cea mai mare performanță. Exact. În K1, Daniel Ghiță are cea mai mare performanță. Eu am jos pălăria, adică crede-mă ce spun, nu neg lucrul ăsta. Cele mai frumoase meciuri, cele mai multe meciuri, cele mai rapide K-uri. Bravo lui, deci am spus eu vreodată că nu, e performanța lui, este munca lui, lumea îl apreciază pentru chestia asta, sunt de acord. Ok, da, bravo. Dar este ca și cum ai pune pe Gică Hagi să joace fotbal cu un puștan de 20 ceva de ani. Gică Hagi nu mai este Gică Hagi, nu? Când în momentul când joci fotbal, corect? Așa și el, băi Daniel. Adică mai poți să spui că a trecut timpul și că a trecut timpul nu mai și are aceeași forță. Da, bun, una la mână, doi la mână. A văzut că nu mai lumea l-a uitat.
Pentru că dacă tu 4 ani de zile nu te mai lupți, mai te uită. Nu te mai bagă în seamă. Bună, Daniel, ce mai faci? Că asta e problema cea mai mare. Și ce a făcut? Aia acum s-o pun să-l provoc pe Moroșanu și să vezi că poate acum mă mai bagă lumea în seamă și că înțelegi. Cam asta a fost toată ideea. Că vrea să mă provoace pe mine pentru că într-un fel are o invidie. Vrea să-și facă reclamă pe... Da, da, are un fel de invidie pe faptul că eu sunt foarte popular și că de fapt eu nu sunt valoros și că el este valoros. Și am zis că, băi, Daniel, eu mă bat cu tine la orice oră. Mă bat cu tine la orice oră, vreau să mă lupt cu tine. Avem promoția Glory, dacă nu te bați în promoția, dai numai. N-am probleme de așa ceva. Dar nu vii tu și îmi spui tu mie că nu mă bat la tine, că nu știu cum. Dacă vrei să te luptăm și ai onoare, te bați în orice promoție, fratele meu, nu? Te bați. Deci ăsta, ai, uite, un mesaj pentru Daniel Ghiță, că poate se uită acum la televizor sau dar poate nu, o să... Dar eu cred că Daniel Ghiță știe foarte bine despre ce vorbesc eu, Cătăline. Deci ideea e că vrei să lupți cu el? Vreau să mă lupt cu Daniel Ghiță. I-am spus, băi, Daniel, hai să ne luptăm în luna iunie. Că eu am nevoie, băi, omule, o gală ca să o fac cu tine, la nivelul ăsta foarte mare, să știe toată România de ea. Păi, are nevoie de promovare. Da, nevoie de promovare, nu, de vreo 6 luni de zile. Și am zis că, băi, hai să ne luptăm în luna iunie. Am vorbit deja la Oblemencu, la Craiova, am vorbit cu primarul de acolo. Și a zis că, pe stadion. Să facem pe stadion, gala e imens acolo. Și, și vine Daniel, dar ce ai nevoie de 6 luni să te bați cu mine? Că nu vreau pe Oblemencu, că vreau pe Național Arena, că nu știu ce. Adică vine omul cu tot felul de contraoferte. Bă, dacă tu vrei să te lupți cu mine, mai contează unde ne luptăm. Corect. Și ce trebuie să facem? Atunci eu zic să vedem meciul ăsta, că ar fi păcat să nu-l vedem. Eu vă spun cu totul, cu mâna pe inimă, în 2019 eu mă retrag. Dacă în 2019 Daniel Ghiță nu acceptă să se luptă cu mine, îmi pare foarte rău pentru el. Eu vreau să mă lupt cu Daniel Ghiță, chiar îmi doresc chestia asta, să știe toată lumea. Vreau să mă lupt cu Daniel Ghiță și să dea bunul Dumnezeu să facem o gală foarte, foarte mare. Toată lumea o să fie bucuroasă pentru că va fi un eveniment gen cum a fost Sora versus Mărândescu. Și poate să fie chestia asta pentru fenomenul de kickbox în România, poate să fie ceva măreț. Te mai întreb ceva, de Beni ce părere ai? Bă, tati, Beni la ora actuală este cel mai bun din România. La ora actuală, Beni Adegbu este cel mai bun din România. S-a bătut în final în piramida respectivă de la Rotterdam, aia a pierdut, dar performanța care a făcut-o el este foarte, foarte mare. Ce luptător mai avem în România care se bată în piramida aia? Și s-a bătut pentru 100.000 de euro s-a bătut în finala piramidei respective. Și Daniel Ghiță, marele Daniel Ghiță, a început să dea în el. Că ce mă, că a luat bătaie cu o mână, că nu știu ce, și a început să dea în Beni, care e cel tot român, știi? În loc să-l laude, zică bravo, bravo, bravo Beni, uite, ai reprezentat România, felicitări. Du-te mă că a fost slab, că când eram eu îi băteam pe toți și chestii din astea, foarte urâte, Cătălin. Să știi că eu te aștept să vii să mai discutăm despre aceste probleme. Merci. Și oricum să nu uităm de ce ai venit. Felicitări mulțumesc pentru meciul de la Craiova și pentru ce ai făcut. Mulțumesc frumos! El este prietenul nostru, Moroșanu, un băiat senzațional! Mersi!